coliziune între tramvaie duminică dimineață în București. Conform comunicatului transmis de Brigada Rutiera Capitalei, două tramvaie s-au ciognit în jurul orei 5.50 la intersecția dintre șoseaua Ștefan cel Mare și strada Lizanu. Cei doi vatman și un călător au fost răniți. Tramvaiul liniei 1, care circula pe Ștefan cel Mare dinspre Vasile Lascăr, s-a ciognit frontal cu tramvaiul liniei 5, care venea dinspre piața Obor. Coliziunea s-a produs în momentul în care tramvaiul 5 efectua virajul la stânga. Vatmanii au fost verificați cu privire la consumul de alcool dar rezultatele au fost negative. Răniții au fost transportați la spital. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Iar o comisie tehnică desemnată de societatea de transport București a făcut verificări pentru stabilirea cauzei accidentului. Conform comunicatului transmis de STB, accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza unei erori umane. În urma cercetării la fața locului s-a constatat că macazul din intersecția nu este funcțional, vagoanele sunt fără defecțiuni tehnice iar calea de rulare este în parametrii tehnici corespunzători. Comisia tehnică a STB face propria evaluare și va ține cont în concluziile finale și de raportul Brigăzii de Poliție Rutieră a municipiului București, se mai arată în comunicat.